Bună tuturor! Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru șolduri, iar acest antrenament te va ajuta să obții niște șolduri mult mai sexy lucrând de acasă în doar 7 zile. Așa că dacă vrei să faci o schimbare uimitoare, îți sugerez să faci acest antrenament împreună cu mine, urmând programul pe care îl voi lăsa înainte să începem antrenamentul. Vom face 45 de secunde fiecare exercițiu cu 15 secunde pauză între exerciții, iar antrenamentul va dura 10 minute. Dacă vrei să faci acest antrenament puțin mai intens și mult mai eficient, îți sugerez să folosești o bandă, niște greutăți pentru glezne sau poți să folosești o ganteră mai micuță. Haideți să trecem la treabă, însă înainte de asta, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uitați să te abonezi pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente noi pentru voi și vă voi ajuta să obțineți corpul dorit lucrând de acasă. Haideți să începem! Yeah. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Foarte bine, începem cu primele exerciții de pe o dungă. Te așezi pe o dungă, picioarele unele peste celelalte și îndoite. De aici ridicăm acest picior în sus, îl depărtezi față de celălalt. Apoi partea asta de la picior o ridici în sus, revii ușor înapoi, apoi revii înspre celălalt picior, însă nu îl atingi. Sus, ridici piciorul, revii înapoi, 45 de secunde. Repeți mișcările ușoare, te concentrezi să ridici piciorul cât mai sus. Foarte bine, următorul exercițiu, ne sprijinim pe cot și pe acest picior, celălalt picior drept și ridici piciorul de la saltea în sus, cât de sus poți tu, cu mișcări ușoare, 45 de secunde, încerci să nu atingi saltea când duci piciorul în jos. Foarte bine, următorul exercițiu, picioarele drepte, unele peste celelalte, lucrăm pe acest picior și mutăm piciorul în față, cât de mult poți, revin apoi, îl muți în spate, cât de mult poți. Încerc să nu atingi celălalt picior pe parcursul exercițiului. You take my love for granted. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for your love. Așezăm pe burtă, tot pe acest picior, piciorul drept, îl ridici de la saltea în sus, însă îl ridici în sus, în lateral. Îl duci cât mai sus în lateral, revii ușor înspre saltea, însă nu atingi salteaua. 45 de secunde. To think you wouldn't be so reckless. I keep on pretending, I know we better end it. From back.
Facem aceste patru exerciții și pe celălalt picior. Primul exercițiu, picioarele înnoite unele peste celelalte. Depărtezi acest picior, muți partea aceasta în sus, revin apoi și revin înspre celălalt picior. Nothing more to say, let's just waste away. One more time is all we need. A bitter truth to face, not that innocent. We know what we did. I'm a sucker for your love, even though it's kinda toxic. Ne sprijinim pe cot și pe acest genunchi, celălalt picior drept și ridicăm piciorul drept de la saltea în sus, cât de sus poți, cu mișcări ușoare, când revii cu piciorul înspre saltea, încearcă să nu atingi salteaua. Getting noticed, baby I'm salvation, baby you have realized that I was nothing, though I should have been everything, a placer of high class. Foarte bine, ridică piciorul cât mai sus. Foarte bine, ne așezăm pe saltea, picioarele drepte. Mutăm acest picior în față, cât mai în față. Revin apoi, îl muți cât mai în spate. Încerc să-l ții drept. Și tava piciorului foarte dreaptă pe tot parcursul exercițiului. Never ever been so far, you're trippin', trippin', going places you never been. It's your revolution, show off your flagship, cause we are capable of more things, stronger together. Ridici piciorul drept dinspre saltea în sus, însă o duci foarte în lateral. Îl ridici cât mai lateral, revii înspre saltea, însă nu atingi salteaua. Mai avem doar două exerciții, încearcă să stai cu mine până la sfârșit. Tălpile de la picioare, picioarele cât mai aproape de fese, de aici împingem fesele de la saltea în sus prin două mișcări. Ridici sus, apoi și mai sus. Revii înspre saltea și relaxezi. Stop believing.
foarte bine următorul exercițiu pe vârfurile de la picioare, picioarele puțin depărtate, fesele sus și de aici depărtăm foarte bine genunchii și îi apropiem prin mișcări puțin mai rapide. Noi pentru voi. Iar dacă vrei să lucrezi puțin mai mult, găsești mai multe antrenamente de genul acesta sau pentru alte părți ale corpului pe pagina mea de YouTube. Vă pup și ne vedem curând!